Din vara acestui an, românii vor putea opta între cărțile de identitate cu sau fără chip. Schimbarea buletinelor va fi impusă de un regulament al Uniunii Europene care va intra în vigoare în luna iulie. Acesta va stabili întărirea elementelor de securitate cuprinse în documentele de identitate eliberate propriilor cetățeni de către țările membre ale blocului comunitar. Anunțul a fost făcut la Arad de Cătălin Aurel Giulescu, șeful Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens și la nivelul României vor fi adoptate măsuri în scopul respectării dispozițiilor acestui regulament. Măsurile vor conduce la schimbarea formatului documentului de identitate. În Camera Deputaților există din anul 2017 un proiect de lege care a fost deja adoptat de Senatul României. Este în dezbaterea Camerei Deputaților, el a fost temporizat tocmai ținându-se cont de acest proiect de regulament al Uniunii inițiat de Comisia Europeană. Cu siguranță procedurile vor fi reluate după publicarea în jurnalul oficial al Uniunii a Regulamentului, a declarat comisar șef Cătălin Aurel Giulescu. Deținerea unei cărți de identitate fără chip ar putea avea dezavantajul restricționării călătoriilor în spațiul comunitar. Acel proiect de lege introduce opțiunea cetățeanului în ceea ce privește tipul de document pe care și-l dorește. Cetățeanul va avea posibilitatea să solicite o carte de identitate cu chip sau o carte de identitate care să nu conțină acel chip. Este foarte posibil ca cetățeanul să nu poată călători în spațiul Uniunii Europene cu acel document fără cip, a precizat Giulescu. Statele din cadrul blocului comunitar vor avea la dispoziție 2 ani pentru implementarea măsurilor prevăzute în regulamentul care va intra în vigoare peste câteva luni. Actualele documente de identitate vor continua să fie valabile până la expirarea lor.